Este o deosebită plăcere să fim în această zi. Este o zi de bucurie și de mulțumire. Mulțumire, în primul rând, față de Dumnezeu. Suntem recunoscători, atât eu cât și colegii mei, de providența lui Dumnezeu pe durata acestor 4 ani. Am văzut mâna lui Dumnezeu, cum ne-a călăuzit, cum ne-a ajutat la examene, ne-a dat putere să trecem și iată cu bine să terminăm cei 4 ani de institut. În al doilea rând, vreau să mulțumesc și domnilor profesori. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, le mulțumim pentru slujirea dânșilor, pentru echiparea pe care ne-a dat-o și îndrumarea spre o bună cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu. Mai mult de atât, doresc să mulțumim și familiilor noastre. Au fost în spatele nostru, s-au rugat pentru noi, ne-au susținut, ne-au trimis la facultate, ne-au ajutat în problemele noastre și ne-au sprijinit pe parcursul acestor 4 ani. Îmi doresc și mă rog ca institutul să continue să formeze lucrători, să formeze oameni care să fie pregătiți în vederea slujirii și acestei chemări pe care Dumnezeu face de a sluji numele Său în România. Amin.